În primii ani de viață, copiii au nevoie de o dietă bazată în primul rând pe lipide, pe grăsimi, pentru că creșterea lor și inclusiv dezvoltarea creierului și a sistemului nervos și multiplicarea de celule din organismul lor are nevoie de acest substrat extrem de concentrat nutritiv, care sunt lipidele. Deci alimentația copilului este preponderent lipidică, asta înseamnă cam 60% din nutrienții pe care îi primește prin alimente trebuie să fie reprezentați de grăsime. Din cauza asta copilul are nevoie să mănânce ou, lapte integral, unt, eu știu, pește gras, pentru că aceste alimente aduc în organismul lui vitaminele liposolubile de care are nevoie, cantitatea de calorii necesară creșterii lui rapide, omega-3, omega-6, deci toate substanțele pe care le presupune o creștere sănătoasă. În momentul în care copilul este activ și se și joacă, acest aport caloric trebuie suplimentat, bineînțeles, și de alimente care să conțină glucide. Și cel mai bun substrat pentru glucide sunt, bineînțeles, produsele făinoase, cerealele, dar atenție, la copii de multe ori sunt prezente dulciurile, tocmai pentru că zahărul și fructoza din fructe este combustibilul perfect pentru mușchi, pentru contracția musculară și în momentul în care copilul este foarte activ, ca și la un sportiv, avem nevoie nu neapărat de o băutură energizantă, ci de aceste alimente cu volum mic și cu care sunt extrem de bogate în glucoză, ca să-i dăm posibilitatea mușchiului să aibă combustibilul necesar. Deci copilul care se joacă are nevoie de o gustare. Dacă este formată dintr-un fruct, este foarte bine. Fructoza din fructe se absorbe lent în sânge și este combustibilul perfect pentru mișcare. Dacă nu, chiar și, eu știu, gustările care presupun fructe uscate, fructe oleaginoase, cereale din acestea sub formă de batoane, care pot avea și un pic de ciocolată, sunt o gustare recomandată copiilor. Laptele de vacă nu trebuie dat înainte de un an, iar după un an, copilul trebuie să bea minim jumătate de litru de lapte pe zi, lapte integral. Este foarte important. Trebuie să știm că, spre deosebire de alimentația adulților, vorbim de un ritm al meselor mai, să spunem, ușor diferit, adică copiii chiar au nevoie de două gustări între mesele principale. Bineînțeles că lucrul ăsta se referă la copii care sunt normoponderali și care nu au probleme de kilograme în plus, pentru că apoi este clar că alimentația trebuie supravegheată. Copilul trebuie să bea apă, este, să spunem așa, lichidul perfect pentru hidratare. Deci copilul bea apă și mănâncă fructele. În felul acesta creierul lui trebuie să conștientizeze că fructul este un aliment și prin mestecare duce și la sațietate, altfel înlocuirea apei cu sucuri de fructe sau cu băutură coritoare poate duce la obezitate infantilă, tocmai pentru că creierul nostru nu percepe acest aport de lichide ca pe un aport de calorii și nu dă sațietate. Deci copiii beau lapte și apă și mănâncă fructele. Altfel, niciun produs din alimentația adultului nu este contraindicat copiilor. Bineînțeles că alimentația lor trebuie să fie una de înaltă valoare nutritivă, asta înseamnă nu mezeluri pe post de carne proaspătă, nu brânzeturi concentrate, brânză topită sau cașcaval în loc de produse lactate. Și este important și dimensiunea porților și numărul meselor. Deci dacă copilul este normoponderal, pentru el este esențial micul dejun. S-a observat că copiii care sar peste micul dejun au performanțe intelectuale și fizice reduse, nu se concentrează la fel de bine, nu sunt atenți, sunt mai agitați. Deci micul dejun este esențial să înceapă un copil cu această masă ziua într-un mod sănătos, trebuie să țină de atenția părinților. Masa trebuie să fie într-un climat favorabil, liniștit și copilul să învețe că trebuie să stea la masă. Deci copilul nu trebuie alergat prin casă, păcălit, eu știu, recompensat cu mâncare. De asemenea, trebuie să se țină cont de faptul că foamea și sațietatea sunt foarte clare pentru copii și atunci nu îl obligăm să termine totul din farfurie, nu îi punem porții exagerat de mari pentru vârsta lui. Da?
La un moment dat, chiar porția unui copil va crește cu, progresiv cu vârsta, dar ea pornește cam de la o treime din porția unui adult și abia după 6-7 ani putem spune că se apropie de dimensiunile porției unui adult. Deci copiii trebuie să mănânce după apetitul lor, nu după cât cred mamele că ar trebui să mănânce. În momentul în care copiii intră în acea perioadă de refuz a anumitor alimente sau când fac o fixație pentru un aliment, lucrul acesta trebuie să treacă cât mai, să spunem, cât mai ușor și nu trebuie ca mamele să facă din asta obsesie. De obicei, astfel de copii sunt mai ușor de readus la o alimentație normală în momentul în care sunt puși în colectivitate și când toată lumea mănâncă la fel. Și câteodată acest refuz de a mânca și acest, să spunem, mic șantaj denotă chiar și o problemă emoțională și un fel instinctiv a copilului de a căuta atenție. Deci nu intrați în acest cerc vicios al manipulării prin mâncare, pentru că un copil în momentul în care simte slăbiciunea părinților s-ar putea ca să facă din mâncare un mijloc de schimb pentru toate lucrurile pe care le dorește. Și, din păcate, părinții care recompensează și rezolvă orice problemă cu ajutorul mâncării s-ar putea să aibă până la urmă un copil supraponderal sau chiar obez. Copilul reflectă ca oglindă alimentația sănătoasă din casă, așa că este foarte important, dacă sunteți responsabili și dacă aveți un copil, cel mai important lucru este să-l trimiteți în viață cu un bagaj de adipocite cât mai mic. Un copil care este supraponderal, asta înseamnă că în copilărie și până la pubertate și-a multiplicat numărul de celule adipoase prin această alimentație excesivă și în felul acesta îi va pleca cu un bagaj îngreunat de celule adipoase care apoi îi vor cere de mâncare pe parcursul întregii vieți. Deci lăsați copiii să fie normoponderal și arătați-le în casă obiceiurile alimentare corecte și un respect și un ritm al meselor și o atitudine față de mâncare pe care ei apoi să o ia ca fiind firească și să o facă la rândul lor cu ușurință. Copilul trebuie să fie învățat ce anume gusturi există, diversificarea alimentației este esențială, gustul se educă și un aliment trebuie introdus cu perseverență de părinți, trebuie consumat de întreaga familie și în felul acesta copilul va fi nu numai la adăpost de, eu știu, pofte și kilograme în plus, dar asta înseamnă de fapt a fi sănătos, a avea o alimentație diversificată și echilibrată din punct de vedere cantitativ. Copiii trebuie implicați în tot ceea ce înseamnă contact cu mâncarea. Lăsați-i să se murdărească cu mâncare, lăsați-i să participe la pregătirea meselor, puneți-i alături de voi la masă și chiar câteodată lăsați-i să pregătească anumite alimente, tocmai mergând pe principiu că un lucru pe care l-au gătit ei nu poate să fie decât bun și îl vor consuma cu siguranță. Copilul trebuie încurajat să mănânce singur, să ducă mâncarea singur la gură, deci nu faceți din lucrul acesta o obsesie apropo de eleganța și de, eu știu, modul delicat în care mănâncă un copil. El trebuie să se joace cu mâncare și să învețe ce fel de gusturi au alimentele și să descopere singur, pentru că până la urmă ne naștem cu această abilitate de a descoperi gusturi, însă gusturile se învață și se educă în primii ani de viață.